seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Luna martie este o lună care ne aduce zâmbetul pe buze. De ce? Pentru că este începutul primăverii. Dar, în același timp, este o lună specială și pentru doamne și domnișoare. Ele primesc buchete de flori și mărțișoare. Prima parte a acestei luni chiar este foarte, foarte frumoasă. Așa că, mâine fiind 8 martie, m-am gândit să dedic această emisiune femeii. Și nu vom vorbi doar de mame. Vom vorbi despre femeie. Ce înseamnă să fii femeie? Unii spun că a fi femeie este un lucru dificil. Alții, pe de altă parte, spun că a fi femeie este foarte ușor și ai la picioarele tale absolut tot ceea ce vrei. Ei, o să încercăm în această seară să răspundem la câteva întrebări, să vedem ce înseamnă cu adevărat să fii femeie. Alături de mine am un invitat deosebit, este vorba de Florin Amariei, îl știți foarte bine din emisiunea Step by Step. El este coach, trainer pentru cupluri și masterand în psihoterapie și sunt sigură că în această seară ne va da cele mai bune răspunsuri. Bună seara, Florin, și bine ai venit pentru prima dată în platoul Sub Lupă. Bună, Loredana! Mă simt foarte ciudat că sunt în poziția asta, dar e fain. O mică chestiune, ca să o luăm așa de la început. Așa. Din Biblie știm că prima dată a fost creat Adam, ulterior Eva. Am citit că, nu știu cât de adevărat este acum să-mi spui și tu această perspectivă, am citit că femeia s-ar fi născut din dorința bărbatului de a nu fi singur. Cumva a fost o comandă a lui, Doamne, dăm pe cineva și a primit-o. Este așa? Cum vezi această situație? Loredana, în primul rând aș vrea să spun că nu știu care e realitatea. N-am fost acolo, n-am vorbit direct cu Dumnezeu, nu sunt date toate detaliile. Eu mă feresc să zic că realitatea este asta. Știm foarte bine că în zilele noastre, când vine vorba de a spune ce este real, e destul de des contestat de către alții care ar spune stai puțin că e și perspectiva aia la altă. Aș vrea să zic cum înțeleg eu. Te rog. Așa. Fără să încerc să trag puțin de sfoară într-o parte sau alta, din ce am reușit să văd, lucrurile au fost cam așa. Proiectul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu cu lumea a fost ca să fie totdeauna o parte completată de către cealaltă. Să fie ceva ce funcționează doar având perspectiva cealaltă, completare din partea aia. Și dacă ne uităm, n-am făcut eu un studiu pe subiectul ăsta, nu sunt specialist în domeniul ăsta, dar cam tot ce presupune Universul este cumva fondat în felul ăsta. Orice vietate, cât de urâtă, cât de enervant ar fi, un țânțar, o muscă, ce mai vrei, are și părți bune și părți rele în universul ăsta. E vorba de ecosistem. Totul funcționează în tandem. Ne ajutăm unii pe alții. Și da, Adam vedea pe toate animalele că sunt parte feminină și parte masculină. Cred că era foarte frustrat în sufletul lui. Bă, dar eu sunt singur aici, cuc, nu mă bagă nimeni în seamă cu cine vorbesc, pe cine pup, pe cine îmbrățișez. Crezi că simțea Adam în perioada aia nevoia de a îmbrățișa și de a pupa? Nu știu dacă în felul ăsta cum o simțim noi, dar sunt, spune și în Biblie ceva legat de de faptul că el se uita la tot ce era în jurul lui. Și îți dai seama, ai un sentiment că băi, numai eu sunt diferit. Nu prin simplu fapt că merg în două picioare, dar doi, 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 numai eu sunt singur. Și m-am gândit uneori de ce n-a făcut-o Dumnezeu și pe Eva în același timp cu Adam. Nu, putea să o creeze. Așa cum a făcut la celelalte animale, nu da, celelalte vietăți. Da, i-a făcut pe doi lei, un leu și o leoaică, un elefant și o elefantoaică. Din perspectiva mea, lucrurile sunt așa. Cred că l-a făcut întâi pe Adam ca să vadă cât de nasol e să fii singur. Și cât de completă îți poate fi viața când apare Eva în viața ta. Dar ce e interesant, că cealaltă perspectivă, Eva n-a știut niciodată cum e să fii singură. Da. Tot timpul a fost o chestiune interesantă. Ea n-a primit această parte a monedei, să zic așa. De așadar, ca să trag o mică concluzie la prima parte, la ce m-ai întrebat, eu cred că Dumnezeu a făcut-o pe Eva ca o completare pentru Adam, dar nu, lucrurile nu se termină aici. Cred că și Adam este o completare a Evei. Împreună suntem complexi, împreună putem să ajungem la nivel mare, cel mai înalt nivel al nostru.
Da, se spune despre Eva că a fost creată ca fiind lui Adam un ajutor potrivit. Asta este adevărat, dar dacă cineva se uite doar la treaba asta și vrea să zică doar asta e perspectiva unei relații, femeia în slujba bărbatului, eu cred că se pierde foarte mult. Deci, cred că ăsta este un rol de al femeii, dar nu aici se limitează. Când spun cuvântul femeie, ce îți vine prima dată în cap? Delicatețe sau forță? Foarte greu. De spus, ce, nu știu la ce se gândesc alții, dar din punctul meu de vedere nu e doar una sau nu e doar alta. E o combinație între cele două. Da. Și am în mintea mea mai multe femei pe care le consider și puternice și delicate în același timp. Da, femeia ca structură, dacă ne gândim în primul rând din punct de vedere fizic în comparație cu bărbatul, da, e mai delicată. Deși, pe de o parte, eu văd, nu știu... E mai rezistentă la durere. La durere numai, la tot ce înseamnă maratonul vieții. Deci știi că sunt cursele astea, e maraton sunt cursele de viteză, sprinturile. Uh-huh. No, eu cred că, din ce am văzut, bărbații sunt foarte buni la sprinturi. Pac, au plecat... Pe termen scurt. Pe termen scurt. Femeia, în schimb, o duce. O duce pe termen lung. Și dacă mă gândesc la cât e de fragilă ea, așa, ca ființă, și cât e îndură în viața asta, începând de la faptul că e mamă, să naști, mie mi se pare o experiență pe care bărbații n-o să... S-au încercat simulări, da, știi? Dar nu cred că... Nu cred că este tot aia. Nu. În primul rând, toate transformările care sunt în organismul unei femei, bărbatul n-o să le simtă niciodată. Mă refer la transformările astea chimice. Da. Pe care ea nu le poate controla. Transformări chimice care afectează psihicul. De foarte multe ori și bărbații niciodată nu înțelegem de ce femeie e când nebună, când fericită, când... Da. Și când mă gândesc la cât te îndură femeia din partea copilului, de regulă vorbind. Când mă gândesc... Nopți nedormite și... Cum? Nopți nedormite, nopți etc. Dar nu numai nopți nedormite, zile neliniștite în care copilul o face cu nervii de dimineață până seara... Chiar și la faptul că de obicei femeile nu sunt ascultate așa de mult de către copii cum sunt ascultați bărbații. De regulă vorbesc așa. Când mă gândesc și la imaginea, la statutul pe care îl are o femeie în societate, încă în România nu este femeia chiar acolo unde cred eu că ar trebui să fie, și la multe, multe alte situații, mi se pare că femeia este foarte, foarte puternică. Mă gândeam la reviste, la filme, la romane. Femeia este zugrăvită într-un anumit fel. Așa este femeia ideală? Și dacă cineva crede asta și tu nu ești de acord cu acest lucru, ce sfat îi da? Nu știu, ca să te înțeleg mai bine, zi-mi și mie, cum ți se pare ție că este creionată femeia în filme, în reviste? Păi, la televizor și în reviste în general are un trup perfect, un ten perfect, zâmbet strălucitor și adolescentele, în special, sunt cele care caută un model și se uită. Nu știu, sunt reviste pentru adolescenți, diferite filme și emisiuni și își doresc ele să fie așa. Ele consideră că aceea ar fi femeia ideală. Așa încolo trebuie să tindă și ele. Mă refer în principiu la aspectul fizic, mai mult decât la altceva. Și aici, dacă ești de acord că femeile trebuie să fie 90-60-90 și că trebuie să arăți perfect ca să fii plăcută celor din jur, dacă nu ești de acord cu asta, ce sfat le-ai dat celor care cred că încolo trebuie să meargă și țin diete din alea în care nu mănâncă nu știu cât timp sau... Păi, prima dată dacă mă uit și dacă aș vorbi din perspectiva asta, cum arată o femeie în filme, în special în reviste, că în filme... Mai sunt și mai... Sunt, da. Rar vezi câte un film în care femeia este pusă în postură de supermodel. Personajele principale tot timpul sunt frumoase. Zim tu că e altfel. Da, dar depinde ce film e. Depinde ce film e. Acum, din ce în ce mai mult sunt filme din astea în care femeia își primește roluri pur și simplu. Rol de... O fi în rolul principal, dar nu e neapărat aranjată, așa un top model. E... Poate să fie și rol de menajer, rol de orice. Însă, revistele, într-adevăr, tot ce înseamnă mass media, social media, da, într-adevăr, pozele pe care le vedem sunt foarte prelucrate și eu cred că este o mare păcăleală. Mare păcăleală. În dreptul multor femei.
Dar acum dacă mă întrebi dacă e normal să fi, cum ar fi normal să fii o femeie 90, 60, 90, nu știu, mi-ar plăcea să se uite multe fete și femei și să creadă că ce spun eu acum este în mintea celor mai mulți bărbați, și anume. Și asta este o veste bună. Pentru orice trup de femeie, indiferent că ai 90, 60, 90 sau că ai 60, 90, 60, există un bărbat sau mai mulți care se vor uita la tine și vor spune, ești cea mai faină femeie. Asta e perspectiva mea. Gusturile sunt diferite. Sunt atâția oameni în jurul nostru, nu este un secret, doar trebuie să conștientizezi asta. Sunt în jurul nostru atâția bărbați care se uită la câte femeie și spun, Doamne, e demențială, e faină, e... Și altul se uită și zice, asta? Strămădina și necomună. Da, altul zice, mamă, ce-i cu hoașca asta? Da, sunt folosiți termeni, tot felul de termeni. Da, da, da. Și altul se uită și spune, mă, ai grijă cum vorbești, că eu tocmai sunt pe punctul de a o vrăji. Și cred că farmecul unei femei, și nu numai unei femei, și al unui bărbat, este dat și de aspectul fizic, dar este o combinație între aspectul fizic și comportament, atitudine, personalitate. De asta eu nu aș încuraja pe nimeni să fie atât de mult stresat de felul în care arată, cât de felul în care se comportă și să-și aștepte jumătatea, care se va uita la ea exact așa cum este și va spune, mamă, ești exact ce mi-am dorit. Crezi că există o jumătate pentru fiecare? Adică omul acela ideal cu care faci o fuziune completă și ești fericit până adânci bătrâneți? Eu cred că este o jumătate, dar nu doar o jumătate. Adică cred că pe planeta asta pot să întâlnesc multe femei cu care m-aș completa și aș putea să fac să am o relație faină, dar nu e doar una. Eu nu cred în asta. Poate o fi, habar n-am, dar eu cred că sunt mai multe persoane pe planeta asta. Doar că e necesar să ai răbdare să o aștepți. Ar fi fost o veste destul de rea că lumea asta e destul de mare și dacă n-ai posibilitatea să călătorești, păi poate jumătatea ta, cine știe pe ce alt continent o fi? Sau ți-a luat-o altul și nu se înțelege cu ea. Exact. Și tu spui, băi, mai bine mi-o lăsai mie că era a mea și uite, tu ai luat-o pentru nu știu ce motive. Dar eu nu cred în chestia asta. Da, este o jumătate în sensul de că mă completez, dar pot să găsesc 50 de jumătăți. Nu știu. Super, asta e o veste bună. Cineva spunea la un moment dat că a fi femeie ideală înseamnă să știi să porți bine o mască. Seara, de exemplu, plângi de dorul cuiva, ești cu perna în brațe și simți că nebunești și dimineața ți-ai șters ochii, te-ai machiat și te porți ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Sau te simți foarte rău, nu știu, ești dezamăgită, ești foarte obosită, dar de dragul celor din jurul tău te porți cu zâmbetul pe buze și ești amabilă. Este adevărat acest lucru? Deci întrebarea ta este dacă așa ar trebui să facă? Cineva așa mi-a zis că o femeie adevărat asta înseamnă să știe să poarte bine o mască. Și numai seara când e doar ea cu ea, își dă masca jos și este așa cum ar trebui să fie. În rest, de față cu ceilalți, poartă o mască și asta înseamnă să fie puternică și așa ar trebui să fie. Da. Loredana, cred că deja te-ai obișnuit cu răspunsurile mele. Sunt multe variante. Eu zic, depinde. De exemplu, dacă tu ești ruptă, franjuri, și trebuie să stai față în față cu al tău copil, poate nu e un moment potrivit să te descarci în fața lui și să spui, uite, mami este deprimată. Poate nu e momentul potrivit, că tocmai copilul tău are mâine un examen și are nevoie de curaj din partea ta. Și poate că spui un fel de mască, dar eu nu i-aș spune mască. Nu. Vreau să-i arăt copilului meu partea aceea din mine optimistă și las că lucrurile să fie bine. Sau, dacă mă duc la un interviu și eu sunt tu, femeie, ești ruptă în două, da? Psihic, emoțional, cum vrei. Nu-i cazul să arăți tuturor că tu ești... Da, nu. Te duci, vrei să iei jobul respectiv și ești puternică. Dar cred că, în egală măsură, sunt situații în viața asta când e bine să îți asumi starea pe care o ai. Da, și poți să le spui uneori celor, colegilor de la muncă, nu știu, grupului în care ești tu. Băi, astăzi nu sunt în formă, azi nu sunt pregătită să zâmbesc tuturor. Pentru că știi ce se întâmplă dacă tu mereu vrei să pari puternică? Asta e valabil pentru bărbați, pentru copii, pentru oricine. Practic, tu te
te poziționezi într-un rol care nu este uman. Tu nu ești tot timpul puternic. Nu există om care e tot timpul puternic. Și de asta tu pui o presiune foarte mare pe tine, presiune care la un moment dat te ucide. Asta e convingerea mea. Pentru că tu nu-ți mai iei timp să plângi, nu-ți mai iei timp să fii uman, nu? Și practic tu nu mai ești în povestea asta. Tu trăiești o imagine pe care și-o doresc unii. Dar eu nu mai exist. Și asta nu-ți face bine în timp. E foarte important ce ai spus. Sunt într-adevăr ocazii în care trebuie să fii în funcție de conjunctură, să fii într-un anumit fel. Dar nu înseamnă că așa trebuie să fii tot timpul de față cu cei dragi sau de față cu cei din jurul tău. Da, eu cred că tot timpul trebuie să te gândești. E cazul, e momentul să fiu puternic sau e cazul sau e momentul să fiu vulnerabil. Da, sunt momente în care îmi vine să plâng și nu mă abțin. Da, îmi vine să plâng. De ce? Habar n-am sau știu. Uneori recunosc, alteori nu. Adică eu cred că oamenii trebuie să te vadă și pe tine, femeia om, nu femeia superuman. Ești femeie. Și ca să termin cu asta, mi se pare foarte important. Cred că a fi om puternic nu înseamnă să n-ai niciodată probleme. Cred că a fi om puternic înseamnă că atunci când ai căzut îți găsești energia, forța, resursele să mergi înainte. Că toți la un moment dat cădem. Mai des, mai rar, mai tare, mai ușor, dar toți cădem. Dar diferența este că unii reușesc să se adune și să meargă mai departe. Da, este foarte important ce ai zis și într-adevăr e vorba și de o forță lăuntrică să te motiveze, că alții au nevoie de un ajutor exterior pentru motivarea asta. Uite și încă ceva, că acum mi-a venit în minte și poate e important asta. Dacă eu, de exemplu, în fața copiilor mei sau în fața partenerului meu de viață sau în fața celor, da, să rămân în area asta aproape. Dacă eu mereu sunt bărbatul puternic, femeia puternică, copilul meu ce înțelege? Ce mesaje transmit? Fii atent, deci așa trebuie să fii în viață și așa ești. Uite, tati poate sau mami poate să fie puternică. Și el când va avea o stare nasoală, când va fi supărat, nu deprimat, când ajunge chiar așa repede la deprimat, dar așa, în probleme foarte apăsat cu necazuri în viață, va zice, păi stai că nu-i normală starea asta. Pentru că tati mie mi-a arătat că nu există așa ceva, că el e mereu puternic sau mami. Și practic tu îi transmiți o imagine distorsionată despre realitate, despre viață. Și copilul tău trebuie să știe că uneori mai plângi și tu, mai suferi, te mai doare și pe tine, dar înțelege că tu îți găsești resursele și mergi mai departe. Și practic asta este o lecție bună și pentru el. Dar trebuie să fie în echilibru asta. Vorbeam un pic mai devreme de faptul că femeia tinde să vrea să arate că este puternică. Și am citit multe bloguri scrise de femei, bineînțeles, și marșează pe ideea asta. Femeia este puternică, trebuie să fie puternică, nu contează, se pune tot timpul în poziția de salvator, ea trebuie să tragă după ea toată familia, toți prietenii, toată lumea. Într-adevăr, este epuizant. Acum vine o întrebare, eu știu, cred că un pic mai delicată. Sunt egali sau s-ar pune semnul de egalitate între femeie și bărbat? Poate că ar fi o idee bună să ne dai, nu știu, și o perspectivă biblică, nu neapărat o perspectivă din punct de vedere al unui psihoterapeut. Că uite, hai să zic o chestie. Dacă Eva a fost creată ajutor potrivit lui Adam, asta nu înseamnă că și ea e la fel de bună ca și el? Mă gândesc. N-ar putea să fie mai bună dacă îl ajută. Sau... Păi, nu? Când cineva te ajută, ce înseamnă? Cel care te ajută este mai bun decât cel tine. Cel puțin la fel ca tine, mă gândesc. Da, ar putea să fie. Măi, Loredana, intrăm într-un subiect pe care l-am putea discuta câteva ore bune. Da. Aș vrea să zic care este perspectiva mea. Ce am reușit eu să înțeleg din viața de zi cu zi, din relația mea cu Ana, din Biblie, din viața altora. Eu văd lucrurile cam așa. Da, e adevărat, în Biblie se spune foarte des femeilor să fie supuse bărbaților. Supuneți-vă, respectați-i, nu mai vorbesc despre faptul că se spune cinstiți pe toți oamenii, indiferent de comportamentul lor. Da, eu admit chestiunea asta. Femeia trebuie să se supună bărbatului. În care lucruri? În toate lucrurile. Bun, la momentul ăsta femeile iau foc. Evident. Pe cum? Eu trebuie să-l ascult și când îmi zice ce canapea să iau și ce, unde să petrecem concediu și chiar în toate lucrurile. Eu aș spune, bun, până la momentul ăsta acceptă chestia asta. Acum merg în partea cealaltă, la bărbați.
Bărbaților li se spune să-și iubească nevestele. Eu o iubesc, zice bărbatul. Ok, dar se mai spune ceva. Iubește-ți soția așa cum a iubit Hristos biserica. Nu se oprește acolo doar la iubire. O iubești cum vrei tu. Nu. Iubește-ți soția exact cum a iubit Hristos biserica. Și cum a iubit Hristos biserica? Spune-ne și asta. Bravo! Deci asta este o întrebare cheie. Și atunci descoperi că Iisus, sau toate comportamentele pe care Iisus le-a manifestat față de biserică, au fost comportamente în favoarea bisericii. În avantajul bisericii. Omul ăsta, care a fost și Dumnezeu, când a fost pe pământ, tot ce a făcut, a făcut pentru binele, fericirea, bucuria, siguranța, confortul bisericii. Până când și-a dat viața. Hei, și acum lucrurile se complică. Să zicem că femeia trebuie să mi se supună mie. Mie cui? Unui bărbat care o iubesc până la sacrificiu. Adică tot ce fac eu este în avantajul ei. Când vine vorba de cheltuitul banilor, nu e în avantajul meu, e în avantajul ei. Hopa! Când vine vorba de program, programul nu-l fac în avantajul meu, îl fac în avantajul ei. Când vine vorba de ce vrei tu, este în avantajul soției mele. Adică lumea trebuie să știe că există acest echilibru. Numai ea să fie supusă lui, cel să facă ce vrea și să-i dicteze cum să-și trăiască viața. Că mulți cam în direcția asta se duc. Și vreau să mai zic o chestie. Dacă stau și mă gândesc ce este mai greu, să te supui soțului tău în toate lucrurile sau să iubești pe soția, să o iubești pe soția ta așa cum ai iubit Hristos biserica... E mai greu să o iubești pe soția ta. Păi mi se pare de 1000 de ori mai greu ce am eu de făcut. Pentru că mereu este vorba despre a renunța la mine în favoarea ei. A renunța la dorința mea în favoarea ei. Uite, mie mi se pare o garanție a ei, prin supunere, că va fi fericită. Adică, așa cum ai prezentat lucrurile, este o garanție pentru ea. Băi, uite, te supui, dar ai garanția că vei fi fericită pentru că el te va iubi și va face lucrurile în așa fel. Exact. Adică, știi, mie mi se pare, dacă lucrurile funcționează așa într-o relație, femeii îi va fi foarte ușor să predea controlul. Și va zice, ok, fă tu ce consider că e bine. De ce? Pentru că ea, bine, mai este o chestie foarte importantă aici. E foarte important că atunci când tu te-ai căsătorit, să ieși un bărbat capabil, nu doar dornic să-ți facă bine, ci să fie și capabil să-ți facă bine. Foarte greu. Nu bine, acum nu e Dana. Nu bine. Cauți, aștepți. Nu te măriți la 15 ani. Îl cauți de la 10 ani și până la 25-30 tot îl găsești. Dar trebuie să fie și dornic să-ți facă bine și capabil. Și dacă ai găsit combinația asta de două calități, știi cum sunt, parfum, atunci tu practic în viață, ca femeie, nu ai de făcut decât să te așezi. Și spui, băi, fă tu ce vrei. Pentru că știi că el lucrează spre fericirea ta. A, ce frumos. Da. Ai siguranța că orice decizie pe care ar lua-o, el o face cu gândul cum să-i fac pe plac soției mele. Și de ce ar face el asta? Că acum parcă aud și pe bărbați. Pe cum eu sunt prostul familiei care fac totul pentru unde fericire? Se mai impune el? Unde mai e orgoliul la bărbătesc? Păi nu, este orgoliu, pentru că tot toate se fac cum vrea el. Aha. Asta este hrănit. Este hrănită dorința asta de a controla. Dar la un moment dat se întreabă și eu ce am de câștigat de aici, că îi fac mereu pe plac ei. Doar așa sunt fericit că sunt eu șeful, dar mie cine îmi slujește? Ei bine, dacă acum tot vorbim de Biblie, vreau să spun că este un alt verset în Biblie care spune așa. Cine își iubește nevasta, cine îi face bine nevestei, cine trăiește ca să o facă fericită pe nevastă, practic, se iubește pe sine. Ce oferi se întoarce la tine. Bravo. Vorba e happy wife, happy life. Happy life, da. Chiar am vrut să zic asta. E foarte reală. Știu sloganul. E foarte reală. Da. Practic, toată lumea are de câștigat. Iar femeia este cumva ușurată de povara asta, de a face ea, de a face impresie, de a fi puternică. Nu, domnule, eu sunt mai slăbuță. Nu, așa mi-a zis Dumnezeu. M-a numit vas mai slab. Ok, eu mi-l asum. Condu-mă tu. Du-mă tu unde vrei. Dar știu că unde mă duci îmi va fi bine, pentru că tu nu vei lua deciziile pe baza emoțiilor și gândurilor și așteptărilor tale, bărbatule, tu te vei gândi la nevoile și la dorințele și așteptările mele și așa vei face astfel încât să fie bine. Cui? Nu doar soție, că dacă îi fac bine soției, va fi bine mie. Și atunci vreau să spun că există familii. Noi cel puțin trăim după... Asta e frumos. Trebuie să fii atent la anumite caracteristici ale lui, așa cum ai spus și tu. Trebuie să fie o combinație perfectă, păi să da. Poți să ai lângă tine bărbatul vieții tale. Păi da, pentru că dacă el nu are, dacă doar are dorință să-ți facă bine și nu are și capacitate, l-ai luat așa, mai mototol, mai... și lași toate lucrurile pe mâna lui, o să vezi facturi neplătite, mâncare nu este în casă, lucruri nefăcute.
Și atunci spui, păi cum să las pe el să conducă familia, să decidă în dreptul familiei noastre că toate lucrurile scapă de sub control. Drăguță, vreau să-ți dau o veste proastă. Trebuia să te uiți la asta înainte de a te căsători. Știu. Da. De asta e foarte important să alegi bine înainte de căsătorie. Acum ai zis de acest echilibru, mi se pare super frumos ce ai spus și ideal. Sunt femei care ele consideră că o femeie adevărată trebuie să fie o femeie cu carieră, trebuie să fie independentă, să aibă bani, să strălucească. Și o chestiune interesantă pe care am observat-o, femeile astea, de cele mai multe ori, sunt ori singure toată viața, ori se căsătoresc foarte târziu. Dar nu pentru că își doresc asta. Că ele își doresc o relație, își doresc un soț, își doresc o familie fericită. Dar totuși e ceva ăla. Care e ceva ăla care lipsește? Nu știu, nu sunt nici femeie, nici necăsătorită. Dar eu cred că aici e vorba de priorități. Dacă tu ai vrut să ai carieră, în primul rând, că sunt unele care spun, domnule, să mă văd la casa, nu, la, da, la casa mea, să am o casă, să am un job, să mă știu realizată și după aia o vedea care e și partea romantică, sentimentală. Nu, în cazul ăsta, ce ai vrut, aia ai primit. Din perspectiva mea, eu cred că se pot face lucrurile altfel. Dacă pentru tine e importantă și viața de familie, de cuplu și cariera, eu cred că ce am făcut noi cu 20 de ani, eu și cu Ana, cred că poate fi aplicat și astăzi, numai că recunosc, foarte puțin gândesc în termenii noștri. Oana avea 21 de ani când ne-am căsătorit și eu 23. Deci fără carieră, eram la facultate, eram rupți în fund, financiar, din orice punct de vedere. Dar noi am gândit-o așa, ne căsătorim și împreună ne creăm cariera. Eu așa o văd. Fain așa, dar pe de altă parte, în ziua de astăzi este foarte greu să fii pe banii părinților și să te căsătorești. Mă gândesc. Știi cum am gândit-o noi? 23 de ani, de-abia termin facultatea. Nu, știi cum am gândit-o noi? Eu eram la facultate, Oana la fel. Și ce trebuia să facem? Eu, dacă rămâneam necăsătorit, eu oricum trebuia să mă întrețin. Oana oricum trebuia să se întrețină, să aibă cineva, să aibă un sprijin financiar. Și am zis, banii aia pe care îi primești tu pentru școală și pentru viețuirea, singură fiind, și banii pe care eu îi primesc și îi fac fiind singur, îi punem la un loc și ne căsătorim. Da, adică dacă tu trăiai cu 1000 de lei și eu cu 1000 de lei, singuri, îi punem la un loc și trăim cu 2000 de lei, tot amândoi. Noi așa am gândit-o. Și a fost foarte fain. Baiul este dacă îți apar copii pe nepusă masă. Atunci se complică lucrurile. Și la noi așa a fost. Și am fost nevoie să muncesc în vacanțe, prin străinătate, ca să am bani de școală. Da, a fost mai greu. Însă noi am crescut împreună. Și mie așa mi-a plăcut. Dar cred că până la urmă e vorba de ce îți dorești. Vrei carieră, în primul rând? Nu, fă-ți carieră. Vrei și o relație de cuplu? Acum s-ar putea și asta. Că dacă îți găsești pe unul care e focusat și el pe carieră, stați toată ziua, investiți în jobul vostru și vă întâlniți seara sau în weekend, depinde de cuplu. Ce așteptări au? Uite, o chestiune interesantă, asta așa ca exemplu personal, iubitul meu îmi spunea că pentru el este foarte important că el să fie bărbatul în casă, ea nu ar trebui neapărat să lucreze, nu trebuie să aibă un venit, pentru el este suficient că el lucrează. Și îmi spunea, dacă aș fi fost femeie, ce bine mi-ar fi fost, aș fi găsit pe cineva să mă întrețină. Aoleo, zic, cum așa? Ia zi-mi ce părere ai sau ce sfat dai celor care consideră, femeilor în principiu, care consideră că n-ar trebui să facă nimic într-o relație și el să aibă aportul 100%, financiar, mă refer. Financiar. No, ăsta e modelul clasic de familie din trecut, în special, când bărbatul era mare și tare, mergea la vânătoare și aducea prada acasă, ea stătea să îngrijească de copii, de casă și de soț. Lucrurile, după cum este evident, se schimbă și femeia din ce în ce mai mult vrea să fie independentă. Din punctul meu de vedere este un lucru, adică toate au și părți bune și părți rele. Pe vremuri era o parte bună că femeia avea grijă de toată casa și cumva avea satisfacția asta personală că ea are grijă de casă. Bărbatul era împlinit că mănâncă mâncare făcută de soție, de soția lui, pe care a luat-o special pentru asta. Însă sunt și multe dezavantaje în toată povestea asta. În primul rând asupra femeii, care se simte cum să-i zic eu? Este utilă, da, dacă stai să te este gândești. Este utilă, dar este dependentă. Da, pentru vrea că el să-și aduce cumpere, banii. Nu știu, o pereche de ciorapi, dă-mi și mie niște bani. Da. Da, mie nu-mi place. Femeia asta dependentă financiar, dacă cumva nu se înțelege cu el, nu-i place relația cu el, nu poate să iasă din relația asta, pentru că ce face ea? Casa e a lui, el avea salariu, ea e pe drumuri. Și de asta în trecut
Ăsta e unul din motivele pentru care în trecut nu se divorța așa des. Și asta rata... este nu neapărat asta... că oamenii gândeau diferit. Și asta că... nu, eu cred că asta este unul din motive. Asta e unul dintre motive. Foarte important. Nu-i doar ăsta. Dar unul din motive este... Bine, pe lângă faptul că era o presiune foarte mare socială, cum să divorțezi? Este răsul. O rușine. Da. Da? După aia, lumea nu prea găsea variante la ce facem cu copiii. Păi aveam copii, dacă ne despărțim, ce se întâmplă? Acum lumea a găsit variante. Rămânem prieteni, noi doi, partenerii, și ne creștem copiii. Când la mine, când la tine, copiii sunt fericiți, beneficiază-și de ce fac eu și de ce faci tu. S-au găsit variante și se merge, se poate merge. Dar unul din motivele esențiale, principale, pentru care femeia nu divorța, era că, băi, ce fac? N-am casă, n-am serviciu, n-am pensie, n-am nimic, sunt a nimănui. Imaginea ei în societate era una legată de soț. Foarte des femeia se prezenta, și încă se mai întâmplă, sunt soția lui. Nu mă, tu ești Oana, nu ești soția lui Florin. Nu, eu sunt Oana a Mariei. A, soția lui? Te întreabă altul. Da, sunt soția lui. Aha, el e soțul meu. Dar ea era tot timpul în dependență de el. Iar lucrul ăsta a dus pe foarte multe femei și care sunt de vârsta noastră sau puțin mai mari, la frustrări mari în viață. Uite, o chestiune interesantă. Acum cumva mi-ai spart bula aia pe care o credeam reală. Circula pe internet o poză cu... două persoane în vârstă, un cuplu în vârstă, de mână în parc. Și scria acolo la poză că i-am întrebat pe cei doi cum de încă se mai țin de mână și că iubirea lor încă este vie la vârsta asta. Și bătrânii ar fi răspuns că ei au trăit într-o epocă în care atunci când lucrurile se stricau, le reparau și nu le aruncau la gunoi. Deci cumva nu este doar chestiunea aceasta că altfel se înțelegeau și că lucrau pentru cuplu. Că acum una, două divorțează, nu mai te interesează, nu ne înțelegem, nepotrivire de caracter, diverse motive care mai de care mai ciudate și mai de nebăgat în seamă dacă stai să te uiți. Și cumva mi-ai spart bula asta când mi-ai zis că de fapt era presiunea socială, de fapt erau alte chestiuni care îi țineau împreună. Loredana, eu am trăit și în perioada aia, am totuși o vârstă în care am prins cumva ambele perioade. Văd și ce se întâmplă astăzi, știu ce se întâmplă și acum 40 de ani. Din punctul meu de vedere, în relațiile din trecut, nu era neapărat o colaborare mai bună între parteneri. Nu era neapărat că era o echipă. Nu era neapărat că ei găseau soluții întotdeauna. Își rupeau oasele înainte. Deci foarte mulți prieteni, cunoștințe care sunt de vârsta mea, îți dai seama, au părinți de 60-70 de ani acum, da? Și cam așa sunt părinții noștri, între 60-80 de ani. Deci noi am trăit într-o perioadă în care tatăl domina totul. De regulă. Erau și familii echilibrate, frumoase, dar ca societate, noi am trăit în perioada în care tatăl domina și era cumva armonie în familie, pentru că femeia era obedientă. Femeia știa să o încaseze când... Te referi la violență fizică? Da, violență fizică, verbală, emoțională, spirituală, de care vrei. Deci asta, noi în perioada asta am trăit. Deci foarte, foarte mulți cu care stăm la discuții sincere recunosc că asta era un tată, un soț dominator. Și femeia, relațiile păreau bune, dar ele erau bune în exterior. Dar în realitate femeia nu avea personalitate, nu avea cuvânt, nu avea încredere, nu mai era ea. Ea era gospodina casei, era menajera. Și lucrurile mergeau așa pentru că, na, ce să facă săraca soție? Unde să se ducă? Cine o mai ia? Cu trei copii? Era rușine să... Nu te lua nimeni. Pe vremea aia erai paria societății. Cei divorțați rămâneau singuri. Da, 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 era foarte greu pentru o femeie. Iar astăzi lucrurile, din punctul meu de vedere, s-au schimbat în bine și e foarte fain că este așa. Femeia, eu așa, dacă... Mamă, cât te să spui în câteva minute... E fain ca femeia să fie independentă, dar nu doar femeia, și bărbatul. Adică să nu fie o dependență între cei doi, să fie o colaborare. Cumva. Da, 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 da. Deci, din punctul meu de vedere, e foarte bine ca ambii să fie pe picioarele lor. Din ce punct de vedere? Financiar, emoțional, spiritual. În momentul în care, să zicem, cazul extrem, moare unul din parteneri, ce face celălalt? Trebuie să poată să-și continue viața. Iar pentru asta, pentru asta e nevoie ca tu să fii sănătos. Financiar, psihic, emoțional, din orice punct de vedere. Da, foarte interesant tot ceea ce am ascultat de la tine și pentru că suntem în perioada aceasta cu ziua mamei, aș vrea să ne spui puțin în familie. Care sunt rolurile celor doi părinți pentru copii? Cât de important sunt ei? Cât de important este mama și cât de important este tatăl pentru a avea un copil care să crească sănătos și să aibă o dezvoltare armonioasă?
Da. De unde să încep și unde o să termin, să zic în două minute treaba asta? Cam așa. Amândoi sunt esențiali. Rolul tatălui, rolul mamei. Copilul are doi părinți, și tata și mama. Nu cred că este doar rolul unuia important. Da, poate mama are rolul ei în hrănirea nevoii de conectare, să-l pupe pe copil, să-l giugiulească, să nu știu ce, dar eu cred că ambii părinți au rolul lor. Și tatăl trebuie să îmbrățișeze pe copil și tatăl trebuie să-i spună copilului. Ce părere de schimbat tu scutecelor? Te-ai implicat da, în această activitate? Da. Deci la noi în familie n-a fost și nici nu este. Asta e treaba ta, asta e treaba mea. Nu există. Face cine poate. Am făcut mâncare cot la cot cu Ana, s-am schimbat scutece, am legănat pe ambii copii. În funcție de posibilități, astăzi pot eu, mâine poți tu, facem cu schimbul acum în ora asta sau facem cu schimbul azi eu și mâine. E o înțelegere tacită sau vă trasați cumva sarcinile pe o hârtie? Uite, eu fac asta, eu mă pricep la asta, mi-mi place asta. La noi a fost tacită, n-am scris nicăieri. Pur și simplu pentru că mi-e drag de ea și că țin la ea și când o vedeam că e obosită, îi cădeau ochii în gură că era ora 12 noaptea și nu, Hane nu mai adormea, mă duceam, lasă-mi că mai stau eu cu ea. Și când vedea Oana că pe la ora 2 încă Hane nu a dormit, se venea să o țină ea, era o chestie, știi cum e? Când te gândești la celălalt și îl iubești și ții la el... Niciun sacrificiu nu e prea dificil, nu e prea greu de făcut. Da, e copilul nostru, nu e al tău. E al nostru, îl creștem împreună. Și dacă să răspund întrebării tale, care cred că este rolul celor doi? În funcție de fiecare familie și în funcție de copiii pe care îi ai și în funcție de calitățile pe care tu le ai, îți vei asuma niște roluri în educația copiilor tăi. Însă, dincolo de asta, pentru că știi ce, în unele familii mama e foarte jucăușă și ea se joacă cu a ei copii. În alte familii, tații sunt mai jucăuși. Bine, la noi așa a fost. Eu m-am jucat foarte mult cu copiii. Dar Oana și-a dedicat foarte mult timp vorbind cu ei, explicându-le chestii pe care eu nu le-am explicat. Și cumva ne completam. Dar ca o idee generală, indiferent ce roluri ți-asumi, e foarte important ca cei doi să se sprijine. Da, într-adevăr. Eu sprijin rolul tău, tu sprijin pe al meu. Da, și mai ales să nu există discrepanțe de alea. Adică tu cerți copilul pentru ceva și vine ea și îl ia în brațe, lasă că exact. E ok. Deci trebuie să fie o coordonare perfectă și o înțelegere. Da, pentru că de asta depinde sănătatea viitoare a copilului, sănătatea emoțională, echilibru. Uite, în viața copilului. Din cauza faptului că femeile vor să fie independente financiar și să contribuie, așa cum spuneai și tu, că e ok și este de dorit să contribuie cei doi, de cele mai multe ori ajung să fie crescuți copiii, fie de bunici, fie de bune. Uh-huh. Crezi că ele ar fi un substitut bun pentru cei doi părinți? Categoric, nu. Dă-ne da, și niște da, bona, bunica, cine vrei bunica tu. Bunica practic face parte din familie, a crescut-o pe mamă sau pe tată, deci... Nu. A spune de milion de ori, spun doar de câteva ori. Bunica are rolul ei, dar nu-mi crește copilul meu. Bona are rolul ei, dar nu-l crește pe copil. Eu îmi cresc copilul. Deci asta e un mare dezavantaj al societății noastre. Mamele, tații muncesc foarte mult, și plătesc bone, poate pe bunici, deci știu și bunici plătite. Wow, asta chiar da, nu știam. Bunici plătite sau bunici plătiți ca să stea cu copiii, pentru că ei au mult de muncit și vor să ofere copiilor toate lucrurile, haine și de toate. Da? Nu văd o binecuvântare asta, un blestem este. Copilul are nevoie de părinți, să stai acolo. Da, înțeleg, lucrezi, dar e cu limite. Cel puțin pentru perioada când copilul este mic, mama e foarte important să fie aproape de copil. Deci, ca să nu mă înțeleagă, poate se uită și bunicii la noi, n-a nimic cu bunicii, n-a nimic cu bonele, dar este timpul limitat. Nu mi-l crește. Stă din când în când. Două ore, câteodată, trei ore, jumătate de zi, o oră. Sau da. Într-o vacanță. Sau chiar regulat, din o dată pe săptămână, jumătate de zi, stă cu bunica. Dar nu stă bunica constant majoritatea zilei cu copilul. Știu, o să mă întrebe cineva, dar nu mai intrăm în subiect, ce fac, că nu mă întrețin, eu am serviciu, cine mi-l crește, exact. Lasă de serviciu. Asta e părerea mea. Păi și ce faci? Din ce trăiești? Dacă până la o anumită vârstă. Nu. E povestea lungă. Dar, ca idee generală, părinții își cresc copiii. Cât de important a fost rolul mamei tale în viața ta? Ai fost crescut de mama ta sau de o bunică? Sau? Nu, de bunică. Am stat și pe la bunici. Eu am fost crescută de bunică până la 7 ani, de exemplu. Și cum ți-a fost?
Mi-a plăcut foarte mult. Într-adevăr, simțeam lipsa celor doi părinți, că mă vedeam cu ei doar seara, când se întorceau de la muncă. O relație foarte specială cu bunica mea, clar, asta s-a creat. Dar n-aș putea să spun că a fost rău. Mm-hmm. Mi-a plăcut. Na. Pentru mine, mama, da, în prima parte a vieții mele am stat mai mult pe la bunici. A fost o situație, părinții mei nu prea se înțelegeau, au fost probleme mari. Eu fac parte într-o familie unde a fost probleme mari. Mama și tatăl meu așa nu s-au înțeles la niște lucruri și de asta am și crescut la bunici. Însă, de pe la vreo 6 ani, cam am început să cresc cu părinții, cu amândoi în casă. Și până în ziua de astăzi, influența mamei mele este într-un capitol al vieții mele foarte pregnantă. Și anume, foarte des îmi spunea mama să nu depinzi de nimeni, să fii independent. Și chestia asta, auzind-o de multe ori, am preluat-o. Bine, sunt multe lucruri pe care mama mi le-a transmis, dar ăsta este cel mai viu în mintea mea. Să nu depind de nimeni, să nu fiu un cerșetor în viața asta, să fiu pe picioarele mele. Și asta chiar, să știi că chiar m-a ajutat foarte mult. Super. Da. Spune-mi un lucru, am tot vorbit despre femeie, încoace încolo, cât de bine, cât de rău și așa. Am citit la un moment dat pe un site motive pentru care este nasol să fii femeie. Crezi că există motive pentru care o femeie să nu-și dorească să fie femeie? Ar putea să fie, de ce nu? Și după cum și ca bărbat sunt unele lucruri nasole, dar sunt curios care ar fi alea la care vă gândiți voi. Nu mai avem timp astăzi să le și discutăm, dar o să zic doar câteva, că sunt mici și fragile, că societatea le împinge să-și facă stocuri de pantofi și de poșete. Orientarea în spațiu este deficitară, se pare, pentru femei. Da. Și mai ales problema că se deformează corpul, se vede grăsimea altfel, cu celulită, lucruri pe care bărbații nu le au. Și bineînțeles că sunt supuse cel puțin o dată pe lună la tratamente cosmetice dureroase sau costisitoare. Aha. Și practic de asta nu e... E nașpa. Da. Ești de acord cu lucrurile astea? Da. Și mai sunt și altele. Ori mai fi și altele, am notat doar așa câteva. Da. Timpul s-a terminat pentru emisiune. Mi-a făcut mare plăcere să avem discuția din această seară și îți mulțumesc că ți-ai făcut timp în program. Poți să le zic ceva femeilor înainte să închei tu? Asta urma să te rog să transmiți un mesaj celor care ne urmăresc din publicul feminin. Da. Aș vorbi foarte mult despre asta, dar o să zic în două cuvinte. Și anume, de când mă știu, până în ziua de azi, gândul ăsta nu mi s-a schimbat. Percepția asupra altor lucruri s-a schimbat, asupra acestui lucru nu. Și anume, femeia este, nu știu, lumina, energia, partea faină a familiei. Când femeia se simte bine, asta o știu de când se simțea mama mea bine și văd acum și când, cum e cu Ana și am vorbit și cu alții. Când femeia se simte bine cu ea, când e fericită, când cântă prin casă, când e faină ea, și copiii și soțul sunt bine. Deci eu am observat că de felul în care se simte femeia este și atmosfera în familie. Femeile au o putere magică de a influența prin felul lor, așa fragil cum e, de a influența mediul în care se află. Și aș vrea să le încurajez pe toate femeile să-și dea timp, să fie ele însele, să se iubească pe ele, să investească în ele, să trăiască și pentru ele, să nu se simtă vinovate când investesc în frumusețea lor fizică, intelectuală, spirituală. Pentru că cu cât ea investește mai mult în ea, cu atât viața în jurul ei este mai faină. Și știu că foarte multe femei se simt vinovate dacă își iau o oră să meargă la saună și la sală și nu stă cu copilul. Du-te la sală, cumpără-ți o haină, ai tu grijă de tine. Se va bucura și copilul și soțul de o mamă sănătoasă, fericită, care e bine cu ea. Asta e gândul pe care eu l-aș lăsa femeilor. Îți mulțumesc foarte mult, Florin, încă o dată. În acest moment, vă rog să dați un click pe distribuit sau pe share, pentru că îmi doresc această emisiune să ajungă în casele cât mai multor oameni și mai ales cât mai multe femei să urmărească această emisiune. Noi ne vom revedea sub lupă luni la ora 20 și pentru ziua de mâine, la mulți ani tuturor mamelor!